Păi vă salutăm, distinși consumatori de vloguri în scenă. În vlogul de astăzi facem un Q&A cinstit, întrebări și răspunsuri, mai exact, pe românește. Întrebările au fost puse pe grupul de Facebook Q&A Squad, link în descriere în caz că nu sunteți membri ai acelui club exclusivist de Facebook, și pe serverul de Discord, la fel, link în descriere, intrați unde vreți. O să încercăm o dată pe lună să facem un Q&A, adică vă zic să ne puneți întrebări, voi ne puneți și noi răspundem la întrebările voastre. Începem cu întrebările de pe Discord, pentru că sunt mai puține. Ce părere aveți de oamenii care își obligă copiii să facă ce n-au putut face ei? Nu am nicio părere. Noi am discutat de multe ori despre chestia asta și am spus că Noel o să aibă mână liberă să aleagă să facă ce își dorește în viață. Noi o să-l susținem, o să încercăm să... Hai, iubirea mea, da, exact! O să încercăm să... Tot ce vrei eu, n-auzi? Da, o să încercăm să-i oferim cât mai multe experiențe. O să încercăm să îl, nu știu, să încerce de toate, muzică, actorie, ce vrea el. Ca să vedem, ca să vedem unde și spre ce are înclinații. Deci n-am nicio părere despre oamenii care își obligă copiii să facă ce n-au făcut. Este decizia lor până la urmă. Noi o să încercăm să îi oferim acestui individ cât mai multe variante să aleagă din ele. O să fie un Q&A foarte interesant pentru că el este agitat, foarte agitat, extrem de agitat. Are foarte multă energie. V-ați gândit la ce școală îl veți înscrie pe Noel? La o școală de stat sau la o școală privată? Și ce părere aveți despre homeschooling? Am mai discutat despre chestia asta. Deci cred că tot vlogul ăsta așa va fi. Am mai discutat despre chestia asta pentru că am primit întrebările astea în trecut. Însă sunt oameni noi în comunitatea georgiană care nu știu că am mai discutat despre chestia asta. Așa este. Așa. Eu înclin foarte mult către învățământ privat. Asta pentru că îmi doresc ca Noel să aibă acces la cele mai bune condiții și îmi doresc ca Noel să învețe bilingv și să fie în siguranță și să aibă multe chestii opționale, not, lucruri care, nu știu, dans, chestii care la școala de stat nu se fac. Sunt de acord cu Georgiana, am avut mult dezbaterea asta dacă școală de stat, școală privată. Când în final am ajuns la ideea de școală privată, Doamne ajută să avem cașcaval să ne permitem, pentru că nu este deloc ieftină școala privată, no. Sunt foarte mulți bani acolo, dar cred că sunt niște bani pe care îi investim cu cap. Doamne ajută! Bun! Cum a reacționat el când v-ați întors din vacanță în Maldive? N-a avut nicio reacție. El e oriunde bine atâta timp cât e cu noi. Da, mama, hai probabil de la se întreabă, bă, unde e piscina? Where is the pool, my friend? Dacă Tesla va avea o eroare care nu încurcă, nu afectează confortul sau siguranța șoferului și a pasagerilor, vă veți grăbi să reparați, să eliminați eroarea din mașină? Da, mai ales că, slavă Domnului, avem două mașini. Adică orice eroare care mi-apare, direct, service și folosim a doua mașină. Nu e niciun stres. Adică, nu, mai ales că e în garanție la service. Dar până acum n-am avut nicio problemă, slavă Domnului. V-ar plăcea să participați la concursuri precum Survivor sau Asia Express? Măi, este o întrebare bună. Este genul de experiență care te scoate din zona de confort și care spune limitele la încercare. Asta cu siguranță lasă-l pe jos. Mie mi se pare că ăsta este adevăratul Survivor. Cu Noel. Surviving Noel. E la cameră, deci direct la trepied s-a dus. E glonț, nu stă la discuție. Nu cred că stilul nostru de viață în momentul de față ne permite așa ceva. Adică, sau să plece doar unul dintre noi. Este absolut imposibil. Adică, că astea durează o lună. Cât da, durează? o lună. Da, deci nu. Nu. În momentul ăsta nu, dar n-am spune nu. Nu știu, poate într-un an, ceva de genul ăsta, să putem să... Eu n-aș putea stau departe de noi o lună. Cred că m-aș duce acolo doar să îmi fac riciu, să îmi fac cloutul, nu se zice, să mă vadă lumea să zică subscribe, subscribe, că de asta se duc majoritatea probabil să-și facă o, să fie cunoscut, să vină după aia oameni de acolo în social media, să le dea follow și alea și să vină campanii să facă bani. Aș face asta din o săptămână, mi-a scrie cu nărmol, subscribe, și după aia ce gata, dați-mi afară că vreau acasă la Fimiu, sau ceva de genul. Da. Ce alte hoteluri ați mai luat în calcul în Maldive? Nu au fost 10 variante. Fără averii a mai fost unul. Da, fără averii. Era fus și farul fără averii. Haideți să trecem la întrebările de Facebook. Partea mișto pe Facebook e că am făcut un poll și cele mai votate întrebări primesc automat răspuns. Răspunsuri. Și vom mai alege câteva întrebări dintre cele care au mai puține voturi, dacă sunt interesante. Sunt 50 de voturi aici. L-am dezbrăcat că s-a agitat și e tot transpirat. După cum observați, și nu suntem foarte agitați, sunt el neagit automat. E foarte greu să jucăm.
Întrebare de la Andrei, 280 de voturi. Când strângeți baradul? Eu l-aș strânge acum, în secunda asta, dacă s-ar putea, dar soțul meu nu vrea. Mai așteptăm. Pochito, pochito. Eu în speranța că venea zăpada, care n-a mai venit. Păi, dați seama că în București n-a nins deloc, adică a fost o fulguială care nu s-a depus. Adică, de ce? Dacă se va mișca camera la un moment dat sau dacă Noel o să cadă. Este pe cameră în momentul de față, este pe tripie, s-a ridicat în două picioare. Tăticu, tăticu, vină la mine, iubire, mai la ta. Lasă-l, că-i super adorabil. El e acolo. Cum s-a schimbat viața asta, cum erau Q&A-urile noastre, erau unt așa, erau jap, trecea precum cuțitul prin unt așa erau. Lasă-l, că nu face nimic. Mi-e să nu vină cu căpău în fix în cel acum stă tăticule. Lasă-l în pace, că este foarte puternic și foarte deștept, uite, se apropie. Dacă se oprește filmarea și să iei un cadru de la cu noi din nou așa, să știți ce s-a întâmplat, dacă da, s-am capul de ceva. Unde și când va fi următoarea vacanță, întreabă Anca? Următoarea vacanță va fi în martie, încă nu ne-am hotărât unde. Da. Suntem în discuții. Eu aș evita să ne mai spun vacanță, pentru că din punct de vedere comunicare este greșit. În primul rând că toți oamenii vor fi la modul, bă, da, câte vacanțe au ăștia? Da, eu le aș spune excursie de lucruri, sau cum se numesc, trip, business trip. Business trip, da. Business trip, da? Deci, cum să se traduce business trip în română? Călătorie de afaceri. Călătorie de afaceri, așa, nu venea. Mă scuzați, Ilie Dumitrescu. Hello? Da, deci business trip-uri, așa le-aș numi, pentru că noi când ne ducem în aceste vacanțe, noi chiar muncim, adică din Maldive am făcut 12 clipuri pe canalul de daily, 3 clipuri pe canalul principal și un vlog pe canalul de mâncare, plus 10 de postări și de reels-uri și de story-uri, sute, mii, adică multă muncă. Așa că business trip-uri, așa, asta este expresia corectă, în martie, cel mai probabil, Doamne ajută! Așa, de asta a întrebat Anca. Întreabă Diana, ați început pregătirile pentru petrecerea de moț a lui Noel? Fix asta vorbeam weekendul ăsta cu Marian, că acum și ca face un an și aveam așa o mică idee despre ce o să se întâmple. O să fie oricum ceva foarte, foarte, foarte restrâns cu familia și foarte, foarte puțin prieteni și cu nași, evident. Urmează. Uite o întrebare foarte șmecheră de la Alex. V-ați pierdut din prieteni de când e Noel? Nu. Băi, știi care e faza asta cu prietenii? Prietenii se pierd pe parcursul vieții. Adică, pur și simplu, nu, oamenii poate nu mai rezonează ei cu tine, poate nu mai rezonezi tu cu ei și se răcesc discuțiile. Dar ce e interesant e că în ăștia, în ultimii 10 ani, să zicem, sau uite, și destem de 7 ani împreună, da? Ca așa e cel mai corect să zicem. Deci în ultimii 7 ani s-au răcit o groază de prietenii. N-au fost certuri, pur și simplu s-au răcit. La un moment dat nu ne-am mai sunat, nu ne-am mai intersectat, nici n-au mai fost evenimente, cel puțin în ultimii 2 ani n-au mai fost evenimente în online, oameni care ne vedeam și eram la modul, hai să ne revedem. Și se răcesc prieteniile. Dacă mă văd cu omul ăla, probabil că va fi imediat să aprinde flacăra și vorbim și alea. Pur și simplu, odată cu vârsta, ai alte interese, te focusezi mai mult pe anumite lucruri și timpul tău pentru șprițuri și alea devine din ce în ce mai puțin și pur și simplu conjunctura te duce într-o situație în care se răcesc aceste prietenii. Oricum, ne-a ajutat mult și pandemia. Ne-a ajutat, exact, în ghilimele. Ce este interesant este faptul că de când a venit Noel, s-au reaprins anumite prietenii. Pentru că copilul ăsta a devenit un soi de liant și oamenii vor să-l vadă, știi? Adică, hai să ne vedem, mai să ieșim în oraș, hai să, știi? Și cu noi. Și cu noi. Plus că am și câștigat noi oameni lângă noi. Asta pentru că în momentul în care apare un copil, cu siguranță îți dorești ca cei din jurul tău sau cei cu care îți petrești timpul să aibă interese comune cu tine și să aibă copil. Și am încercat cumva, am început să avem în jurul nostru oameni care au copii și care, nu știu, sunt în universul ăsta al nostru. Contează mult când ai un copil să ai pe cineva alături care înțelege, ți înțelege problemele, pentru că până n-am avut copil, nu înțelegeam multe lucruri și mi se părea așa că sunt exagerate sau spuneam, nu, nouă nu o să ni se întâmple asta sau noi nu o să facem asta. Nu mai cum să înțelegi până nu ești în poziția asta. El are niște ore, adică de la 7, la 7 trebuie să-l bagi în pat, să-i faci băiță să-l bagi în pat. Știți, cam termină combinația. E complicat, cel puțin prima parte
de Noel este complicată, dar ce vreau să punctez e că Noel ne-a, este liantul unor prietenii. Adică asta e atât de tare. O să vorbesc, doamnă, poate o să am dat un vlog despre prietenii, că e un subiect care îmi place foarte mult. Și eu analizez foarte mult cum se receză relațiile dintre oameni, cum se aprind altele, cum se reîncălzesc anumite relații. E chiar, poate o să fac un vlog la oameni, dacă mi se pare așa foarte filozofică poveste. Ok, ce proiecte aveți în plan pentru 2022, întreabă Marius. În primul și în primul rând sper să punem pe picioare acel business, de care ziceam eu business de vis, business. Tot caut, un tor pe toate părțile. Planul e să călătorim, clar, cât mai multe business trip-uri, da? Planul e să avem și o mică vacanță fără Noel. Un business trip fără Noel, trebuie să scap de expresia vacanță, da? Să vedem cum reacționează, că stă acasă cu bunii și, dar mă rog, trebuie să-l înțarce, Georgiana, mă rog, e un plan îndepărtat, adică undeva după vară ne gândim la plecarea asta. Dar cât mai mult timp de calitate, eventual în deplasare, să punem pe picioare acel business și să avem proiecte cât mai frumoase aici pe canal. Și desigur să-i dăm forță pe toate canalele, inclusiv pe canalul Georgianei, Doamne ajută. Doamne ajută, am o grămadă de subiecte, o grămadă de chestii notate, dar efectiv nu este timp, pentru că de când a început Noel să meargă de-a bușilea, nu mai poți să mai faci nimic. Deci dacă înainte mai reușeam să mai pun alta, nici măcar în casă nu poți să faci nimic, pentru că este argintul viu, deci nu stă o secundă locul, adică vedeți. Și cât mai multe TikTok-uri, dacă se poate, Doamne, și Reels-uri. Adică ăsta este conținutul pe care îl împing toate rețelele sociale care contează și trebuie să ne adaptăm și trebuie să găsesc timp pentru chestia asta. În fin, vom vedea. Adică Shorts, Reels și TikToks. Aia. Cum decurge relația voastră de cuplu de când îl aveți pe Noel? Mai exact, aveți timp pentru voi? Bă, avem timpiș seara după ce se culcă el, dar uite, a fost o perioadă, acum mai arată că a fost el foarte mărit și am avut noi mai multe chestii și am fost săpăciți, adică noi de obicei seara chiar aveam timp. La 8 jumate, băga nanii, 9? Da, 7 jumate și 8. Pe la cât adormea, la cât? Pe la 8, pe 8 jumate, da. Așa? Și pe aia coboră Georgiana, aici stăm și noi ca băieți, ca în tinerețe, puneam un pahar de apă plată cu lămâie și petreceam serile cu stil și grație. Însă, în ultima perioadă, gen după săptămână, așa? Da, după săptămână este la regresia de somn de la 9 luni plus un dinte nou și e foarte greu, e foarte agitat și noaptea, adorme foarte greu. Și chestia cu abandonul. Da, nu, deci e disperat după mine să stau cu el, să fiu lângă el, să mă simtă lângă el, deci nu. E mai greuță acum, dar am avut perioade mai bune, sunt convinsă că după ce trecem de hopul ăsta o să fie din nou la fel, da, iubire. Însă, nu este nimic, adică, cum să zic, nu e ceva garav că suntem așa aglomerați, știi? E chiar foarte mișto, dacă e să o perspectivă, pentru că e o perioadă care trece, care nu se mai întoarce și încercăm să ne bucurăm cât mai mult de această ființă superbă. De aceste ființe superbe, dar de această nouă achiziție, că nu e nici ce am cum se uită la mine. Băi. Da. E o etapă și cu siguranță vor veni etape și mai dubioase. Eu cred că facem față cu Berio, au fost momente când ne-am mai trândănit, dar per total suntem pe plus și chiar suntem bine. Chestiile astea pot diferi, adică sunt diferite de la cuplu la cuplu, de la copil la copil. Sunt unii care au niște copii care pur și simplu se culcă singuri, se duc singuri și fac patru, se culcă la un an. Nu există așa ceva. Exagerăm și eu puțin. Nu, există. Dar există. Sunt și de ăștia care sunt și mai agitați că el. Da, exact. Noi suntem mulțumiți de bățul pe care l-am tras. E super. Da, pe total suntem pe plus, aia vreau zic. Ioneasca Careață sau Ioneasca cu părul întins, întreabă Alin Pandar. Alin Pandar. Ioneasca Careață, 100%, mie, dar din când în când Ioneasca cu părul întins așa. Adică am mai avut niște tentative. Și îi stătea bine, dar nu atât de bine. Deci așa, mi se pare că ești top de top. Pentru că e mai scurt. Nu știu de ce, top de top, adică bestial. Dar întotdeauna Careață. Deci Ioneasca atunci când își face baie pe păr, așa zice ea, baie pe păr, așa zici? Da. Pentru că îi ia o eternitate, ia ceva, câteva decenii, da? Și când iese de acolo, după ce își usucă părul și așa, îi zic că e leuț. Bă, mă uit la ea și mi se topește inima, adică e superbă. A fost Maldive cea mai mișto vacanță de până acum, întreba Anda? Cu siguranță. Da. 5 din 5 să știți, top. A și costat, dar top de top. Adică e once in a lifetime. La 2 ani de la mutarea în Cuibu Ioneștian, considerați că ați luat hotărârea
cea bună în legătură cu casa a fost conform așteptărilor, înseamnă întreabă Alexandra. Da. Da. Absolut. 100%. Absolut, frate. E top casa. E fix ce aveam nevoie. Ar fi câteva chestii gen, am avea nevoie de încă o cameră, să zic așa, să avem un dressing, dar chestia asta poate să rezolvă în momentul în care o să mut eu studioul de aici. Dar mă văd locuind în casa asta, că mă văd locuind pentru restul vieții, dar evident că îmi doresc ceva mai bun în următorii 3-4 ani, adică o casă mai mare, eu cu piscină pentru noi, dacă se poate. Da, cred că singura chestie pe care... nu știu de care duc lipsă, în afară de camera de care zice Marian, care oricum poate fi rezolvată ușor în momentul în care se va muta de aici cu studioul, cred că o lipsa curții. Asta, acum pentru că l-avem pe noi, adică mi-aș fi dorit mai curte mai mare ca să poată să se joace, dar nu e ca și cum nu are loc ușor. Asta e un sacrificiu pe care l-am făcut cu curtea mică pentru că am vrut în oraș. Da. Și oricum ce avem noi aici pentru oraș este genial, adică de-aia zic. 5 din 5, sunt foarte mulți. Pentru oraș, în bugetul pe care l-aveam, e disponibil, pentru că există și case de 2 milioane în oraș, cu curtea de 100 de metri pătrați sau 200 de metri pătrați. Așa am dat doar 1 milion. Exact. Glumiță, glumiță. Când o să mai călătoresc cu autorul ăsta, întreabă Lorena. Fun fact, chiar cred că am bătut palma pe proiect, nu? E pe finalizare, să zic așa, ultima 100 de metri pe un proiect, o să vină ceva foarte mișto, undeva prin luna mai, cred. Mai iunie, da. Mai iunie, da. Și cred că atunci va fi excursia cu autorul ăsta. Eu, sincer, o planificam pentru toamnă, poate anul viitor, toamna anul ăsta sau poate anul viitor, primăvară, dar uite că s-au aliniat planetele și... Că mai repede decât ne planificam. Prima vacanță cu autorul ăsta, informație completă de data asta. 4 din 4. Așa, cum vi se pare experiența creșterii unui copil acum, după 9 luni de Noel? Mie mi se pare că este greu pe alocuri și încep cu partea asta pentru că chiar am primit niște mesaje în care mi se spunea că li se pare foarte frumos că chiar dacă mi-e greu, nu se vede treaba asta, dar este greu, însă au trecut atât de repede, deci mie mi se pare că Noel, bebeluș, a fost acum o eternitate. Da, și mă uit la el și când văd că e Dita mai băiatul și că în curând face un an, deci mă sperii cât de repede a trecut timpul și pe măsură ce realizez că timpul trece mai repede, mi se pare că greu nu mai e atât de greu, pentru că sunt niște momente pe care nu o să le mai trăiesc niciodată. Chiar dacă, să zicem, vom face un al doilea copil, cu el nu o să le mai trăiesc niciodată. Și, nu știu, niște lucruri pe care le face și care nouă ni se par așa, wow, și dacă n-aveți copil, nu înțelegeți. Primul mama, primul zâmbet, primul moment în care spune mâna pe față. Vorbește în somn, când bolborosește el și ne explică el ceva acolo pe limba lui. Și dă mânuțele, adică sunt niște lucruri sunt pe care... Sunt multe, frate. Și e foarte frumos. Te topești, te topești. E genial. Adică, nu știu cum să zic. A fost într-adevăr, cred că asta a fost o perioadă dificilă până ne-am acomodat pe el în viața noastră. Dar a fost absolut superbă și aș da timpul înapoi să o retrăiesc. Da. Să o retrăiești acum când știi ce știi. Atunci, da. La momentul respectiv, când era foarte, foarte mic, ne doream să crească pentru că noi aveam impresia că o să fie mai ușor, că o să așa. Dar fiecare etapă este cu greutățile și frumusețile sale. Cred că e bine să te bucuri cât mai mult de un leg. Carpe diem la maxim când vine vorba de un copil. Cât de tare a crescut factoarea la curent de când cu Tesla? Întreabă Alexandra. Băi, sincer, nu știu, pentru că sunt o leperă și n-am trimis citit ăla la contorul. Adică recent a venit cineva și ne-a citit gazele. Și trebuie să ne facă regularizare. Și vine regularizare. Și cred că o să vină regularizarea și pe curent și pe gaze. Și o să ne crucem. Cred că o să deschidem de la de donații. Că o să facem membership și pe aici. Că, bă, da, credit, da, da, mă, și da, mai din gază, eu ajutați-ne! Uite, l-am încuset la tine, l-am zis, ce are ăsta? Ce faci ăsta? Da, o să vă la curent. Literalmente. Cu ce v-a mai surprins Noel în ultima perioadă? Întreabă Clemens. Clemens tot timpul e aici, că recunosc numele, e tot timpul. Mulțumim că ești Clemens alături de noi. Noi ne surprinde zilnic. Este într-o etapă în care în fiecare zi descoperă ceva nou, face ceva nou. Aseară a vorbit în somn. Și efectiv m-am topit. Sau uite, spre exemplu... A bolborist în somn, vă dați seama că n-a început să zică, hei, salut, ce faci, bei mober? Mă. Și am mai făcut o fază ieri, spre exemplu, și chiar am spus lui Marian, i-am povestit ieri, l-am culcat și l-am pupat, da, mama, te-a pupat, mami, și a făcut, și am zis, e sigur, e o coincidență, l-am pupat din nou, iar a făcut, l-am mai pupat încă o dată la fel, deci
semn că îi plăcea. Deci el simțea în somn că eu îl pup și se bucura. L-am mai pupat toată, a zis, dar mai lasă-mă, femeie, să dorm. Nu zice asta. Deci să ai un copil, mai ales în perioada asta, este literalmente, mai ales în cazul nostru, te scap de chestia asta cu literalmente, dar se potrivește, ca și cum ai Crăciun în casă în fiecare zi. Da, zic că literalmente noi avem Crăciun în casă în fiecare zi. În fiecare zi vine cu surprize. E ca Tesla, vine cu update-uri tot timpul și îți mai dă un joculeț, îți mai dă ceva acolo, știi? E senzațional, e parcul, e... Uite, cred că așa va arăta viața noastră de acum încolo, știi? Acum, spre exemplu, de câteva zile, îi spun dacă îmi dă un pup și întinde așa gurița. Nu știe să pupe, dar întinde gurița. Deci te sopește, te face praf, deci nu. Cam cât timp dintr-o zi ți-l ocup cu vlogul, întreabă Ioan, filmat, editat, upload. Pe partea de edit, de niște luni bune, cred, jumătate de ani, mă ajută Rareș. Mulțumesc, Rareș, te pup, frate. Și mai sunt vloguri pe care mi le mai editez eu. Asta poate pentru că am și foarte multe și că fac, nu știu, 3 într-o zi și el mă ajută cu 2 și fac și eu unul sau mai starea din weekend, că na, nu chinui omul în weekend. Ideea e că nu pot să adun orele, pentru că viața noastră este într-o continuă agitație pe bază de filmat. Ați văzut că avem multe canale. Încerc să am găsit, gata, am și o strategie clară pentru canalul principal, pentru canalul de daily, deja o aveam, pentru canalul de mâncare, shorts, trebuie să fac strategia. Am ăsta cu sneakers în tech, acum se ascunde acolo și se de la noi. Iubirea mea. Vrea să ne jucăm cu Cuba. Ideea e că toată ziua, nu știu cât. Ideea e că mi-a foarte mult timp, dar pentru că sunt foarte pasionat de chestia asta, nici nu-mi dau seama cum trece timpul. Cel mai important este jonglatul. Ce facem, mă? Bă, trebuie să vedeți asta. Trebuie să vedeți asta. E jonglatul. Ia, deci ce vedeți? S-a pus acolo. Ia. Ce faci, mă, tata, mă? Și mă, se lipea cu fața de zid. Ia, mai păi, mai bau. Bau. Are telecamă, dacă nu mai poate să mai facă. Așa, tati, zgâre pe aici, iubirea vieții mele. Foarte bine. Da. Ați înțeles momentul Kodak. Vedeți? Crăciunul în fiecare zi. Tot timpul vine cu ceva nou. Asta e ceva nou. Adică chestia de care zicea Georgiana că stai așa și pe aia să uita la noi, gen parcă și cum juca vați ascunsele. Acum pupă pe aretele. Vedeți? Crăciunul. Cadouri. Nenumărate cadouri. Așa fac toți copiii. În fine, ca să-ți răspund la întrebare, nu știu, Ioan. E foarte mult. Adică chiar e... muncesc mult mai mult decât munceam când lucram în agenție sau când lucram, cam vorba aia, am lucrat 10 ani până să o luăm pe drumul ăsta al freelancing-ului, să zicem. E foarte multă muncă, atât pe partea asta, cât și pe partea de planificare, cât pe partea de campanii, că trebuie să vii cu de-astea, cu concepte creative, cu toate cele. Noi chiar, cel puțin, și aici vorbim doar de partea de ecosistemul ăsta pe care îl vedeți, știi? Vlogging-ul. Ne ia foarte mult timp. Dar asta e munca noastră. Asta e munca noastră și nu mă plâng o secundă. Chiar sunt foarte fericit că fac asta. Acum 4 ani sau 4-5 ani, 4 ani, în fine, când am pierdut avionul la Napoli, când n-a venit avionul ăla, care a rămas în București înzăpezit și am stat 3 zile în Napoli pe banii Wizz Air, ne-a plătit cazarea. și ne-am împrietenit cu Gabi și Adelina, mă rog. Dacă ne urmăriți pe canal, știți, pe canalul principal, știți povestea. Am făcut un Q&A din aeroport când ne întorceam și una dintre întrebări a fost care este cel mai mare vis al vostru. Și am răspuns amândoi atunci că visul nostru este să facem doar asta. Adică să facem chestia asta, să fim liberi, să călătorim, să alea, să facem conținut, să nu mai depindem de un birou. Să nu mai... O, ce-ai bine, mea! S-a întâmplat iubitule, te-a supărat telecomanda? Da, da, da! Și 6 luni mai încolo s-a îndeplinit, adică sau ce ai genul, adică... Sunt foarte norocos că pot să fac chestia asta, dar pasul ăsta l-am făcut cu greu, adică eu am făcut aproape 4 ani sau ceva genul, 3-4 ani în paralel, muncă de birou cu chestia asta. Nu s-a întâmplat peste noapte, am muncit foarte mult să ajung aici, nici mai zic de faptul că eu făceam din 2009 blogging, adică content creating pe internet din 2009. Adică mult. În fine, gata. Bun, am pierdut iar întrebarea. Deci îmi pare rău că pățesc chestia asta. A, uite, vă gândiți la un al doilea copil? Deocamdată nu. Adică ne-am gândit dacă și momentan nu. Adică
Momentan nu. Să mai treacă timpul și vedem. Da, e greu. Tot respectul pentru cei care au 2 copii. 2, 3, 4. Mega respectul pentru 3, hiper respectul pentru 4 și așa mai departe. Deci nu e ușor, frate. Adică, cu unul nu e ușor, dar uite. Asta pentru că Noel este un copil foarte activ, dar nu cred că sunt copii așa. Nu știu. Acum e pe cameră, din nou, trage de trepied. Ce pot să fac? Lasă-l un pic și după aia îl iau. Panduțul mă întreabă când îi dau banii de la nuntă. Nu știu, e treaba voastră, nu? Când îmi dai tu banii de la nuntă, că n-am văzut nimic în plicul ăla. Am văzut una. Care va fi următoarea vacanță în afara țării a clanului Ionescian? În martie nu știm exact. Când mai postează Georgiana un vlog pe canalul ei de YouTube? O întrebare foarte bună. Vei face un vlog despre o zi din viața lui Noel? Ai putea să faci asta? E tare. Păi ce se o zi din viața... Văd în fiecare zi ce face. Nu, dar gen așa, o zi din viața mea și a lui Noel sau ce genul. Okay. E idee bună. Da, ok. Întreabă Diana dacă poți să mai filmezi o rutină de îngrijire a părului creț. Poate au mai apărut noutăți la tine? Nu, nu am mai apărut. Nu știu dacă știi de aia, nu mai e creață? Nu am mai apărut noutăți, pașii sunt aceiași, doar produsele sunt diferite. Acum pentru că sunt și blondă, trebuie să folosesc produse mai hidratante. Și folosesc gama de la Kerastase Curl Manifesto. Hai la mami. Ce festivaluri de muzică băgați anul ăsta? N-am nici cea mai vagă idee, sincer, nici la Antol nu știu dacă mergem. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Putem să mergem la toate, putem să nu mergem la niciunul. N-am idee. Vom vedea. Ce a primit Ionesca în urmă cu 2-3 ani de Crăciun, cadou secret? Surpriză, cadou secret. Mama, da. Mai vrea Georgiana să filmeze experiența cu al patrulea trimestru de sarcină? Eu vreau să-l filmez, dar nu am timp să filmez. Asta e problema. O să încerc. Am o listă de subiecte pe care vreau să le fac, pentru că sunt informații valoroase din punctul meu de vedere, pe care eu aș fi vrut să le știu. Sper să îmi fac timp să filmez măcar un vlog luna asta. Cine ți editează vlogurile în prezent? Mai ai colaborare cu acel băiat? Veți mai deschide biroul acela de care vorbeați anul trecut? Rareș mi le editează. Rareș, te pup, frate, că tu ești la vlogul ăsta. El mă ajută de când am început colaborarea cu el. E super tare. În ultima perioadă chiar a început să facă niște gimmick-uri drăguțe pe canalul de el și pe canalul Mâncare. E foarte șmecher și asta o face în timp ce învață pentru BAC, adică la anul ăsta de BAC, adică puștiu e bombă. Nu puști, flăcăul, că edită mai flăcău. E super tare. Și întrebarea dacă vă mai deschide biroul ăla care vorbeam în trecut. Da, e un vis și ăsta. E al doilea vis nici anul ăsta. Aș vrea să fac chestia asta. Aș vrea să mă înconjori de oameni creativi cu care să fac chestii mișto. Vedem. Sper, din tot sufletul. Da. Deci noi nu ne mai lasă să mai filmăm. E pe haos. Acum stă Georgiana cu el acolo pe preșuleț și sunt tovarăși. E foarte complicat. V-am pupat, eu o retrag că n-am ce să fac. Îmi pare că n-am... Dacă... mai facem chestia asta luna viitoare, promit, aici pe canal. Deci intrați pe Ionescuad, intrați pe grup de Facebook și pe Discord, serverul de Discord Ionescuad. Și când dau drumul la întrebări, să fiți acolo pe față și puneți întrebările. Sper că v-am răspuns la curiozități și gata. Pa, Crăciun fericit!